Municipiul Bălți este gata pentru un nou sezon de încălzire, iar în următoarele zile, dacă vremea se va răcui, agentul termic va fi deja livrat. Potrivit reprezentanților CET Nord, întreprinderea este pregătită tehnic, iar primele care vor avea acces la căldură sunt cele 91 de instituții medicale și de învățământ din oraș. Avem nevoie foarte mult de căldură, în special la grădiniță, deoarece copiii sunt mici, le este frig și din cauza asta apar virozele și diferite boli. Da, desigur. E cam răcoare. Între timp, bălțenii spun că sunt gata să mai aștepte până agentul termic va ajunge și în blocurile locative. Сейчас не надо, рано еще. Для нас нормально еще температура. Может быть, для кого-то надо и лучше. Мне пока устраивает. Oamenii se tem de facturile mari la energia termică, dar puțini sunt cei care au solicitat deja compensații. Cei mai vulnerabili sunt familiile cu mulți copii. Da, ca să ținem zici numai ce acum. Noi avem 5 copii și atâta și ceva. Numai acum să duc și la primărie să completez asta. Nu. De ce nu? Compensații cred că se dau pentru bătrâni, pentru categorie specială. Nu, încă nu. Trebuie să ne ducem mâine. Mă, o să fie tot bine. Nu trebuie să scădem cu... Trebuie să ne ducem înainte. Să mergem înainte. Greu, ușor, înainte să mergem. Скорее всего, с родителями будем жить как-то вместе, ну, в один дом как-то скомпонуемся все, потому что по-другому у мужа даже такой зарплаты нет, которая приходит, ну, за газ, цена. Reprezentanții CET Nord spun că sunt gata să livreze agentul termic în instituțiile publice la solicitare. Se finalizează lucrările la cazanul numărul 5, care până la sfârșitul lunii, așa au fost planificate, ele vor fi reparate, adică putem spune că, din punct de vedere tehnic, utilajul central este pregătit. Totul depinde de prognoza de temperaturi. Acum, săptămâna asta, sunt planificate, este încălzirea timpului, dar personalul nostru monitorizează temperatura medie și zi și seara, adică cum nu mai se întrunește condiții, ca să fie temperatura cel puțin 10 grade, noi o să începem a conecta și blocurile locative. Anul trecut, blocurile locative din Bălți au fost conectate la agentul termic la începutul lunii noiembrie. În acest sezon de încălzire, consumatorii vor plăti 3.050 de lei pentru o gigacalorie, cu 937 de lei mai mult decât până acum, sau o creștere cu 45%. Amintim că ANR a aprobat și un nou tarif la gazele naturale. Astfel, din 1 octombrie, consumatorii vor plăti aproape 30 de lei pentru un metru cub de gaze.